Meetingul PNL organizat ieri și care, după unii, a adunat conform modelului Anastase 10.000 de giurgiuveni, după alții 6.000 sau conform altor opinii, de fapt doar 4.000 de cetățeni, a reprezentat fără îndoială un eveniment pentru care stafful PNL Giurgiu a depus eforturi deosebite. Dacă la alte meetinguri similare nu a fost nevoie să se aducă oameni cu arcanul și s-au alăturat din proprie inițiativă mii de locuitori din municipiu și cu atât mai puțin, nu a fost necesar să fie cărați cu autocarele din teritoriu, acțiunea electorală de ieri a presupus un cu totul alt algoritm. Sute de giurgiuveni din toate colțurile județului au fost mobilizați să participe, li s-au pus la dispoziție mijloace de transport, li s-ar fi asigurat de ale gurii, au fost îmbrăcați pentru poză și antrenați să strige cum trebuie să se audă. Începând de la orele amiezii, a început cărăușia cu autocarele și debarcarea participanților în parcarea unui hipermarket de la intrarea în oraș, unde s-au adunat cu toții sub streșini și sub umbrele. E multă vreme, de cât ploaia n-am legit. Din prima seară, ce-ar un parc n-a venit. Acuta i-a speriat pe toți cu stropii grei, că n-a făcut stăpâni pe parc și pe an. Că n-a făcut stăpâni pe parc și pe an. Că n-a făcut stăpâni pe parc și pe an. Și cum un eveniment de o asemenea amploare nu este lipsit și de probleme, telefoanele nu au încetat să sune. Și cum toată tevatura nu era suficientă, ploaia nu a răspuns la rugăciunile organizatorilor care au sfidat vântul, frigul și umezeala pentru a participa la meetingul planificat până în cel mai mic detaliu. Ploaia care va cădea, păcatele toate mi le va fi.